Doamnelor și domnilor, onorat public al ediției a patra online a târgului Elefant.ro, astăzi vorbim despre o carte recent apărută pe care am avut bucuria și onoarea să o scriu împreună cu un prieten foarte apropiat, foarte drag, profesorul Jean-Jacques Askenazi. Cartea asta e poate ceva mai ciudată, pentru că e cartea apărută dintr-o prietenie spontană între doi oameni care, înainte de a se întâlni, nu știau unul de celălalt și nu păreau să aibă ceva neapărat împreună. Dar s-a întâmplat ca, pregătind eu o conferință la Sinaia pe domeniul legal, despre specificul național, românesc, bineînțeles, în 2013, în ziua de 30 noiembrie, 1 decembrie, să-l invit pe vechiul meu prieten din Israel, născut în România, Moshe Ider. Acesta s-a întâlnit în avion venind de la Tel Aviv cu o cunoștință despre care mi-a spus la telefon că ar fi vrut să vină acolo, la Sinaia, la această conferință, să asiste. Am vorbit la telefon și am spus, domnule, dacă cineva vrea să asiste la o conferință despre specificul național, e binevenit. Ei, acesta a fost începutul unei prietenii care s-a stabilit instantaneu, pentru că acest om care a venit acolo, profesorul Askenazi, doar că trăise experiențele formative esențiale ale sfârșitului copilăriei, adolescenței, tinereții și primei majorități în România, dar păstra cu sine în Israel o amintire foarte intensă a României și își refăcea într-un ritm foarte rapid toate legăturile și crea altele noi cu patria din care plecase. Bun, și de-a lungul anilor ne-am apropiat după 2013 foarte mult și foarte rapid. Și cred că ceea ce ne-a inspirat să facem împreună o carte a fost faptul că noi vorbim extraordinar de deschis despre toate. Despre viețile noastre private, despre cele publice, despre tot ceea ce este în jurul nostru. În cele mai multe situații, dialogurile sunt puse în scenă, sunt artificiale, sunt laborios pregătite, în sfârșit sprijinite, etc. La noi nu a fost cazul, pentru că am intrat, de câte ori aveam ocazia să înregistrăm în casa lui Jean, în localitatea Herzliya, la nord de Tel Aviv, pur și simplu dădeam drumul acelui mic telefon și înregistram. Aveam noi în cap un fel de fir narrativ, care era, desigur, povestea vieții lui, dar s-a dovedit vorbind că nici firul narrativ nu era destul, pentru că noi aveam permanent lucruri de spus, care se petreceau înainte, se repetau, prefigurau ceva care urma să petreacă. Deci, discuția noastră a mers, cum se spune în franceză, à bâton rompu, din timp în spațiu, din om în loc, din patrie într-o patrie în alta. Când am avut tema de a redacta această lucrare, ne-am pus problema să o mai sistematizăm. Până la urmă am decis împotriva acestei sistematizări. Și am lăsat ca firul discuției, așa cum a fost, să se păstreze, pentru că acest fir al discuției, cu tot cu repetițiile lui, arată prezența sau prefigurează, cum am mai spus, temele care ne preocupă și ne interesează. Și o altă discuție aici, mai sunt și cu asta, o să-i dau cuvântul lui Jean-Jacques Askenazi, pentru noi a fost întotdeauna clar, așa cum era în conversațiile noastre obișnuite, că tot ceea ce eram noi, fiecare și împreună, cu lumile noastre și cu lumea comună în care trăiam și ne întâlneam,
ducea de la noi către ceva mai mare și mai, poate mai interesant, în orice caz, care îi putea interesa și pe alții. De aici a venit ideea să facem această carte. Există un cuprins analitic al cărții și nu vreau să intru în discuție. Cititorii care vor ajunge la această carte, sper că foarte mulți dintre cei care văd târgul, participă la târguelefant.ro online, își vor găsi drumul către librărie sau către comanda online, se va vedea acolo ce spun. Cuprinsul analitic, cum spun, e o orientare foarte bună în conținut. Un singur lucru mai spun atât despre prefața mea, fiindcă firul vieții lui Jean-Jacques Ashkenazi reieșea destul de clar din discuția noastră, din dialog. Am simțit nevoia, chiar în ultima clipă, de fapt, cu puțin înainte de a pune punct dialogului în forma sa redactată, să spun ceva și despre mine, despre lumea mea, să spun ceva mai mult. Și cred că această prefață, care e lungă, este și substanțială, pentru că mă prezintă pe mine și lumea mea, începând cu lumea familiei, în primul rând a familiei paterne, ca având o istorie de contacte din aproape sau de la distanță cu evrei, lumile evreiești, cultura ebraică, o istorie de aproape 200 de ani. De la prima stabilire a unor evrei în regiunea în care trăia familia paternă și de la primele lor contacte comerciale și administrative până astăzi. În toată această discuție nu căutați să ne identificați pe Jean-Jacques Ashkenazi sau pe mine cu vreo una din pozițiile încremenite în care se plasează de obicei evreul și românul sau românul și evreul. Veți vedea că identitățile acestea sunt fluide, curg, dialoghează, își schimbă geografiile, spațiile, își schimbă istoria. Cam asta este ce vreau eu să spun la introducerea acestei lucrări. Acum, Jean, de ce Da. ai vrut tu să mai faci o carte acum? Pentru că ai început de vreme să vorbești despre soarta ta cu o carte care a apărut în 2008 în ebraică. Eu arăt aici ediția franceză din 2011, în care îți povestești viața. Ce ai vrut să spui nou în cartea asta? Viața aia era. Ca să-ți răspund, mă auzi? Da, te aud foarte bine. Mă auzi, da. Aș schematiza cinci semnificații ale acestei cărți în felul următor, cam să caut să fiu cât mai scurt. Prima, această carte dezvăluie cititorilor gândurile a două minți de etnii diferite, de generații diferite, de meserii diferite, care lipsiți de ură și prejudecăți, deoarece toți suntem la fel, cum te-a învățat tatăl tău, Nicolae Antohi, încă din clasa 5-a de liceu. Eu expun existențialist viața mea, iar tu, ca filozof al ideilor, o analizezi în complexitatea ei, deconstruind-o. În încercarea de a răspunde la întrebarea cine suntem, ai momente confesionale, ca în capitolul Ce înseamnă pentru mine evreii și Israelul, consider mesajul acestei cărți un act de patriotism sincer pe care noi doi o facem semenilor noștri. A doua semnificație. Această carte este o odă adresată cu ajutorul tău, prieten fraternal, părinților mei Roza și Marcela Schenazi, care și-au dedicat viețile realizării visului de a deveni medic fiului lor. Fără ajutorul lor, cele două exmatriculări, numerus clausus în regimul legionar antonescian și sionismul în dictatura proletară,
cei 4 ani de învățământ în chiliile sinagogii din strada Orezu, din Craiova, și recunoașterea lor de noul guvern, vânzarea paltonului, bijuteriilor și sărăcirea lor totală, nu aș fi putut deveni medic niciodată. Titlul de membru de onoare al Academiei Române li se cuvine lor, nu mie. A treia semnificație. Această carte, datorită celor 8 ani de prietenie neîntreruptă, 2013-2021, care ne leagă pe noi doi, pare predestinată realizării capitolului intitulat Arhetipul românului lipsit de ura antisemită sau xenofobă. Leitmotivul pe care tu îl descrii, sunt ca noi, al tatălui tău, dă farmec întregii construcții. Ce rost are să urăsc dorind moartea cuiva când știu că tot omul este predestinat morții din clipa când s-a născut? A patra semnificație. Cartea Oameni și Patrii conține un oximoronic utopie-realitate existențialistă, sionism și post-sionism, scos în evidență cu talent. Beniamin Zeev Theodor Herzl, vizionarul statului Israel, scriind cartea utopică Statul Evreilor, Der Judenstaat, și romanul Țară Veche, Țară Nouă, Alte Neuland, pentru care eu am fost exmatriculat, când întrebat am vorbit de el. Herzl trăiește 44 de ani și moare cu 44 de ani înainte ca utopia sa să devină realitate, dar lasă scris în carte, dacă nu veți vrea, nu va fi o legendă. Dacă veți vrea, nu va fi o legendă. Prietenul meu, savantul Shlomo Shoham, laureat al Premiului Israel și zeci de alte premii, de care tu vorbești pe îndelete în carte. În discursul său la lansarea cărții Dosarul 148-074 la Universitatea Tel Aviv a menționat dosarul său de securitate pe care îl publică, dovedind cum a izbutit statul Israel să capete aprobarea emigrării sale, reprezintă esența sionistă a statului evreu. Această esență este, din păcate, umbrită de curentele noi post-sioniste. Dacă pe planetă există un evreu în restriște pentru vina de a fi evreu, statul trebuie să-i vină în ajutor. Ultima, a cincea, semnificație a cărții, dar iată că găsești forțe greu de înțeles cum și reușești să aduci la îndeplinire această măiastră istorie și geografie a identităților, pentru care meriți felicitări, din vastul univers antropologic pe care îl conține această carte, vreau să menționez doar câteva nume care îmi vin în minte acum. Cei doi Victor Eschenazi, Marcel Șai, tatăl tău Nicolae Antochi, bunicul Iordache Antochi, Coropcarul, Moș Avrum, Victor Ion Popa, Mircea Eliade, Păulescu, Martel Wexler, Heidegger, Patoca și mulți alții. Din universul geografic al cărții, satul Antohești, târgul Gloduri, târgu Ocna, Moinești, Viena și Basel sunt locuri descrise în pagini pline de seva bucuriei de a trăi. Asta Dane, pot să spun. Asta ai spus să spun. Foarte mult, îți mulțumesc. Ai vorbit prea mult despre mine. Nu asta era treaba. Cartea este făcută de noi doi. Da, e adevărat. Frumusețea, într-un fel e simetric.
după 8 ani de zile, după 8 ani de zile de prietenie, a vorbi mai mult de tine nu e un reproș, e un compliment. Știu, dar eu însă îți fac acest reproș. Pentru că trebuie să-i aducem pe cititori înapoi la ideea acestei cărți și la substanța ei, în care eu povestesc despre o istorie de familie mai veche și nu povestesc atât de mult despre mine. Tu ai spus mai mult despre mine. Dar cred că această carte poate fi citită de cei care caută o ieșire din obsesivul raport de antagonism ireductibil care s-a stabilit în conștiința publică, în memoria publică între români și evrei. Cred că această polarizare absolută, care a fost întărită după Holocaust, bineînțeles, de toată discuția despre Holocaust și toată memorializarea Holocaustului, a făcut ca o parte esențială a experienței comune a evreilor și românilor, sau a evreilor și altora, a românilor și altora, o experiență comună care se pierde în această lectură pe care o numesc maniheistă, zoroastriană, nu? În care toate întâlnirile sunt opoziții. Cred că această carte arată că nu toate întâlnirile sunt opoziții. Unele sunt completări, unele sunt descoperiri reciproce de afinități elective, care trec de această tăietură pentru mine excesivă, arbitrară, greșită. Desigur, diferențele persistă. Sorine, tocmai partea asta a Holocaustului pe care apare în această carte, în care tu expui problema în general și eu expun felul în care Holocaustul este primit în Israel, da, și diferitele lui aspecte, este o porțiune foarte importantă și care merită de citit. Și de și eu cred, și eu cred. Cred că noi am atins niște tonalități și niște subiecte pe care de obicei oamenii le ocolesc, și evrei și români, sau le tratează în maniera aceasta dicotomică, maniheistă de care am vorbit. Cred că noi am creat niște spații în care un dialog se poate constitui, dialogul nostru este un astfel de exemplu, și cred că am mai recomandat ceva prin exemplu propriu. Pur și simplu există nenumărate situații în care noi ne întâlnim ca ființe umane și nu reificați ca evreu român, evreu și creștin, evreu și japonez. Deci ne întâlnim în această deschidere, care este deschiderea apartenenței comune la umanitate. Acest mesaj de obicei se uită, cred că este un lucru pe care noi îl desfășurăm destul de frumos și de interesant în această carte. Așa încât, încheiind, sper că toți participanții la Clubul Elefant, la târgulelefant.ro, cel puțin vor vedea un minut din discuția noastră și că unii vor fi curioși, vor vrea să citească și vor vrea să gândească împreună cu noi, alături de noi, în prelungirea lucrurilor noastre, despre aceste geografii și istorii ale identității.